Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Am să vă fac astăzi o etalare în trei variante care să răspundă la o întrebare referitoare la relații, pentru cei singuri este mai ales această etalare. Ce ar trebui să faceți ca să aveți o relație de dragoste împărtășită? Deci să aveți și voi o relație stabilă, o relație frumoasă, durabilă. Deci puneți-vă această întrebare, pentru că de multe ori de noi depinde acest lucru. Suntem noi cei care de fapt nu facem ceea ce trebuie pentru a avea o relație. Lucrurile se întâmplă, știți cum Dumnezeu îți dă și Dumnezeu nu-ți bagă și în traista. Deci trebuie să faceți cumva, să acționați într-un fel, să gândiți într-un anumit mod, să vă comportați într-un anumit mod pentru a putea atrage acea persoană de care aveți nevoie să vă împlinească din punct de vedere sentimental. Și așadar, alegeți-vă una dintre cele trei variante gândindu-vă la această problemă, ce ar trebui să faci ca să poți avea o relație de dragoste împărtășită, să ai o relație durabilă, să ai pe cineva cu care să-ți împărtășești bucurile și necazurile, să zic așa, într-un mod plăcut, frumos, până la sfârșitul vieții, dacă se poate, da, deci să fie o relație care să ducă chiar la căsătorie. Și să vedem pentru prima variantă, este piatra albă, a doua verde, a treia albastră. Și să vedem pentru prima variantă ce ar trebui să faceți pentru a avea o relație. Așadar, aceasta este întrebarea, ce ar trebui să faci pentru a avea o relație de dragoste împărtășită, bineînțeles că degeaba te iubește unul și tu nu-l iubești, nu? Deci nu poți să accepți pe cineva pe care nu-l iubești, nu ai nevoie de așa ceva, nu ți-e benefic și nici celelalte persoane, ea aduce suferință celelalte persoane pentru că nu e împărtășit sentimentul ăla. Și tu ai suferit pentru că nu poți să o iubești și nu poți să accepti să ai o relație cu o persoană pe care nu o poți iubi. Și haideți să vedem așadar, pentru prima variantă, ce ar trebui să faci pentru a avea o relație de dragoste împărtășită, o relație frumoasă, de iubire reciprocă, bazată pe respect reciproc, pe sentimente împărtășite, durabilă. Dragostea, sunteți blocați voi, poate trebuie să vă deblocați, poate nu reușiți să iubiți, trebuie să rezolvați o problemă poate legată de sufletul vostru, nu mai reușiți să vă îndrăgostiți, nu reușiți să vă deschideți inima, poate vă îndrăgostiți, dar voi nu lăsați pe altă persoană să intre în inima voastră, poate să vezi și acest lucru, adică degeaba îl iubești, dar n-ai curaj să-l lasă să intre în viața ta. Să vedem ce spune tarot. Da, voi vă simțiți, poate ați fost foarte dezamăgiți, foarte decepționați, aveți multe frici, temeri, ați suferit mult, poate aveți o suferință foarte mare, poate chiar legată de fostul soț, pentru unii poate că ați fost căsătoriți, sau fie că voi că ați fost bărbați, spre exemplu, ați fost răniți în orgoliul vostru de bărbat, să zic așa, nu aveți suficientă încredere în voi, sau voi ca femeie ați fost rănite foarte tare de un bărbat. Ați fost foarte rănite, poate, și ați avut această suferință. Va trebui, poate, să sunteți într-un fel sau altul, parcă, cu moralul la pământ, da? Și va trebui, poate, să încercați să vă ridicați din genunchi, să aveți mai multă speranță, mai mult optimism. Aici mi-apare și unul autoritatea statului, sau va trebui, poate, să vă... E vorba de fostul soț sau de un bărbat, poate tatăl, aici mi-apare... Poate va trebui să vă cereți iertare tatălui, să vă iertați tatăl sau soțul, da? Să iertați pe cei care v-au greșit, sau să vă comportați cu mai multă seriozitate, să fiți mai demni, să fiți mai siguri pe voi, cu gândire mai pozitivă. Aveți niște dubii, trebuie să vă faceți niște clarificări poate cu un bărbat, deci voi poate nu v-ați rupt de trecut încă din sufletul vostru n-a ieșit un anumit bărbat din sufletul vostru, trebuie să-l scoateți din sufletul vostru, da? Poate aveți nevoie și chiar să apelați și la un psiholog, poate și acest lucru, da? Deci va trebui ca să vă lămuriți niște situații sau chiar să vă lămuriți situația cu fostul partener, cu fostul soț, cu tatăl, cu un bărbat din viața voastră, sau, da, aici poate va trebui să lămuriți ceva. Există aici așa o situație de dubii, de clarificări pe care trebuie să vi le faceți. E multă suferință în sufletul vostru, multe răni, da, nevindecate încă. Deci trebuie să vă vindecați niște răni.
pentru că mi-a ieșit nouăle de acesta, de spade, care îmi vorbește de o suferință adâncă, da? Deci, ați fost strădați, loviți pe la spate, aveți și frici, temeri, da? Poate și acest lucru. Deci, trebuie să gândiți cu mai multă luciditate, să nu vă abandonați deznădejdii, da? Să nu fiți cu moralul la pământ, ci încercați să gândiți mai pozitiv, să aveți mai multă încredere în voi, să fiți mai siguri pe voi, îmbunătățiți-vă voi ca bărbat sau și ca femeie pentru a câștiga acest bărbat, da? Deci să fiți o femeie care să câștigați pe regele de pe împărat, spre exemplu, da? Deși cine câștigă inima împăratului decât o femeie foarte deșteaptă, foarte frumoasă, sigură pe sine, da? O femeie independentă, o femeie care știe ce vrea, pentru că împăratul nu a dat atenție oricui și oricând și la oricine, da? Deci dacă vă doriți o astfel de persoană în viața voastră, o relație de dragoste împărtășită, de durabilă, trebuie să vă comportați să meritați acest împărat, da? Sau, deci gândiți mai pozitiv, ocupați-vă mai mult de voi, fiți mai sigure pe sine, mai independente, cu mai multă autoritate în viața voastră, da? Cu mai multă independență în viața voastră. Eliminați aceste dubii, puneți-vă poate la lumină voi cine sunteți, deci poate nu mai creați impresii greșite, nu mai lăsați dubii asupra voastră. Poate voi aveți această suferință și pentru că se formează o părere greșită despre voi, pentru că ați pus în valoare cum trebuie. Nu, dacă tu vrei să fii, spre exemplu, dau un exemplu, dacă vrei să fii considerat o femeie serioasă, nu poți să umbli cu sânii la vedere, spre exemplu, da? Pentru că n-ai să fii niciodată considerat o femeie frumoasă și serioasă, ci poate doar o femeie atrăgătoare, care ești bună pentru anumite momente ale în timpului liber, spre exemplu. Deci, trebuie să încercați să vă faceți o clarificare în mintea voastră, ca femei sau ca și bărbați. Nu poți să ai pretenții să fii iubit și respectat de o femeie pe care tu o insulți, o jignești, o umilești, o folosești, îi împui punctul tău de vedere cu forța, verbal sau fizic, da? Deci, sau tu nu ai niște calități, deci vrei să fii iubit, dar tu nu ești nici o persoană muncitoare, serioasă, nu ești nici o persoană care ai o stabilitate financiară, materială, dar tu vrei să fii iubit și să pună lumea la picioare. Pe ce calități ai? Pentru ce meriți acel lucru? Faceți-vă această clarificare, că ești acest doi de spade care spune despre dubii și aceasta care îmi vorbește că e multă stare de confuzie, da? O decepție, suferi și poate vine și niște dezamăgiri, dar poate dezamăgirile vin din propria voastră vină, că v-ați făcut iluzia asupra unor situații, v-ați pus speranța acolo unde nu trebuia, nu era de nasul vostru, poate că unii, mai sunt persoane care își fac iluzii, exact cum am spus mai devreme, vrea luna de pe cer, dar nu știu nici ce să facă cu luna și nici nu știu să ajungă pe lună. Adică, scuze, da, trebuie să faci ceva, să te îmbunătățești. Deci cam asta este ce văd pentru prima variantă. Și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra verde, ce ar trebui să faceți pentru a avea o relație serioasă, de durată, de dragoste împărtășită. Să vedem ce spune tarotul, la ce vă puteți aștepta, sau cum ar trebui să acționați, de fapt, mai bine spus, ce ar trebui să faceți pentru a avea o relație. Aici stelele, când vă sunt stelele favorabile, puneți-vă în valoare, faceți-vă vise, vizualizați sau fiți atenți la vise, sau consultați horoscopul când vă sunt stelele favorabile pentru dragoste, da? Pentru că, așa cum am spus și mai devreme, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, da? Deci sunt anumite momente favorabile în care socializarea este mai bună, alteori mai puțin bună, mai... Și să vedem, energiile, adică sunt mai puternice sau mai puțin puternice. Aici mi apare niște dubii, trebuie să vă desprindeți niște vicii, obișnuințe, frici, poate să vă eliberați de influențele diavolului, dintr-un anturaj prost, poate, locuri negative. Aici parcă vă luptați cu niște forțe nevăzute, cu diavolul. Deci aici diavolul, voi sunteți într-un fel sau altul, s-a lucrat cu energia diavolului asupra voastră sau ați intrat sub influențele energiei diavolului într-un fel sau altul și trebuie să vă eliberați de frică, de teamă, de, da, deci să faceți o purificare, poate prin post, prin rugăciune, prin o dietă, prin a elimina din viața, din consumul vostru niște substanțe sau niște mâncăruri, dar să mâncați mai sănătos, să gândiți mai sănătos, să stați într-un loc mai sănătos, într-un anturaj mai sănătos. Da, aici voi aveți șanse, să știți, chiar poate că există deja un bărbat
Deci chiar poate că există un bărbat cu care voi ați putea, un tânăr îmi pare aici, apar niște noutăți, niște vești, vă inspiră această persoană, vă atrage această persoană, vă ajută această persoană într-o situație. Va trebui poate și voi doar să fiți mai prudenți, să vă protejați, poate să încercați să vă țineți la distanță, să nu mai vă spuneți secretele, poate, dar să nu mai vă spuneți planurile altora. Cu cine doriți să aveți o relație sau cu cine nu, încercați să nu vă mai arătați intențiile, poate, față de alții, pentru că am spus, interior, parcă e diavolul care vă urmărește. Deci poate că sunt persoane rău intenționați care vor să vă folosească pe voi și pun ochii pe voi, mai ales care sunteți femei, spre exemplu, și de aceea nu puteți avea o relație până nu veți desprinde de o anumită situație, de un anumit anturaj, pentru că acel anturaj vă împiedică să vă găsiți partenerul, partener, pentru că nu vrea pentru voi o relație serioasă, pentru voi vă vrea într-un anumit scop, sunteți buni pentru o anumită situație și au răbdarea necesară să vă urmărească, că am zis că parcă și vă urmărește, trebuie să vă luptați cu niște forțe nevăzute, da? Deci e posibil să fiți chiar și urmăriți, urmărite, mai ales ca femei, da? Deci va trebui cumva, sau voi ca bărbați, poate aveți un anturaj prost, da? Și acel anturaj vă duce în altă direcție și nu o să vă găsiți voi niciodată o persoană serioasă cu care să vă faceți o familie dacă umblați într-un astfel de anturaj, da? Deci tot o persoană de calitate proastă vă puteți găsi, da? Dacă umblați într-un anturaj, chiar dacă voi poate nu sunteți ca ei, dar faptul că aveți de-a face cu aceste persoane pune dubii asupra voastră, pentru că am zis acolo că era o stare de dubii și acest lucru poate să ducă la neplăceri, da? Deci aici mi apare că aveți șansa chiar de dragoste împărtășită, poate chiar cu împăcare cu cineva pentru unii dintre voi. Sau persoana la care deja o aveți în minte, e o persoană care poate v-a ajutat într-o situație, vă protejează într-o situație, da? Poate că deja cunoașteți această persoană și cu această persoană chiar aveți șanse să aveți iubire împărtășită, oferiți sau faceți-vă cunoscute intențiile, poate așa acest lucru, arătați-vă că sunteți dispus să aveți o relație, cu toate că cu prudență, da, deci nu oricui și oricine, deci numai când sunteți siguri că aceea este persoana cea mai potrivită pentru voi, dar într-un mod prudent, fără, pentru unii poate că aveți o pasiune nebună pentru cineva. E foarte posibil să vă îndrăgostiți de cineva. Sau e cineva care deja a făcut o pasiune nebună pentru voi. Da? Și e prudentă totuși această persoană, dar până la urmă vă va dezvălui aceste sentimente, pentru că mi-apare aici iubire împărtășită. Da? Deci mi-apare revedere, reîmpăcare, înțelegere, promisiune, chiar cerere în căsătorie apare la voi. Da? Deci aici pentru voi clar voi avea șansa să vă cunoașteți o persoană, fiți mai sentimental, poate mai romantic și voi și veți cunoaște această persoană care e o persoană sentimentală, romantică, creativă sau prin ajutorul creativității voastre, căutați soluții, da? Deci încercați să fiți mai creativi, să vă găsiți să zic așa, soluții cu prudență ca să socializați, poate, sau să, dacă ați pus ochii pe o anumită persoană, să încercați să-i atrageți atenția într-un mod creativ, într-un mod romantic, spre exemplu, scriindu-i bilețele da, de dragoste, spre exemplu, trimițându-i flori și așa mai departe, deci să curtați, poate, dar cu prudență, da? Deci încercați să țineți la distanță pe cei răi intenționați, să zic așa, să nu invidioși și geloși, pentru că sunt persoane care sunt nefericite și pentru nefericirea lor vor ca toată lumea să fie nefericită. Sau așa cum am spus mai departe, că mai devreme cu influența diavolului, pot să fie persoane de joasă calitate, de moralitate ușoară, care încearcă să-i atragă în situații imorale și pe alții pentru că vor să-i folosească pentru scopul personal sau pentru, pentru câștiguri. Așadar, încercați să exploateze, cu alte cuvinte. Deci, atenție, așadar, această tăiere a fost foarte interesantă. Deci, poate că diavolul vorbește și de o atracție fizică foarte puternică, dar și energia aceasta, atracția aceasta fizică puternică poate fi manipulată de către alții într-un scop negativ, am spus, tocmai pentru a exploata, pentru a folosi pentru binele propriu sau pentru binele propriu, pentru satisfacția, pentru că diavolul vorbește despre vicii, pentru un viciu propriu, da? O plăcere proprie sau pentru a avea niște câștiguri, tot pentru viciu propriu, practic.
Deci la voi, la a doua variantă, da, veți putea face această reușită fiind creativ, punându-vă, sau poate chiar împărtășindu-vă poate ideile voastre creative cu cei cu care vă împărtășesc pasiunile, da? Aici vă semne de foc, de aer și de apă la voi. Și haideți să vedem și la a treia variantă, cu piatra albastră, ce ar trebui să faceți pentru a avea o relație de dragoste împărtășită, durabilă, serioasă. Deci să vedem ce spune tarotul. Înțelepciune și la voi, dragoste, și toată lumea e cu dragoste. Deci să iubiți, asta este clar. Dar și dacă vreți o dragoste împărtășită, trebuie să iubiți. Dar să fiți o persoană înțeleaptă, o persoană matură, o persoană cu răbdare, o persoană care poate și să fiți mai secretoasă, într-un fel, mai feminină, să vă puneți în valoare calitățile și de femeie, dar și de femeie care știți ce vreți. Da? Care aveți independență, care pentru unii poate și să apelați la magie, să faceți un ritual de dragoste, poate și acest lucru, că Maria Popescu îmi vorbește și de o persoană care se ocupă de ezoterism, care are o foarte bună cunoaștere, o bună intuiție. Bazați-vă și pe intuiția voastră, poate chiar, da, deci bazați-vă pe intuiția voastră. Când vă spune inima că este persoana potrivită, o veți ști. Aici îmi spune că poate să folosiți ocaziile. Da, deci aici mi-apare roata norocului și când puteți întoarce, să zicem așa, soarta în favoarea voastră, dacă veți folosi la timp ocazii, veți lua decizii la timp, pentru că apar situații favorabile, veți avea ocazii favorabile. Poate și chiar, dar trebuie să acționați cu mai multă, cum să spun, cu prudență totuși. Aici mi-a vorbit despre vești drumuri. Acum poate este timp, poate va trebui să luați niște decizii la timp. Da? Deci trebuie să luați niște decizii la timp, să dați semnalul la timp că sunteți dispus, aveți o relație, de deci să nu pierdeți timpul cu inutil. Aici mi-apare un tânăr, o nouă șansă, poate mi-apar semne de foc și de pământ. Aveți o nouă șansă, poate chiar cu un tânăr, să aveți o relație, să cunoașteți pe cineva sau chiar să se întoarcă la voi un tânăr. Poate și acest lucru este o persoană cu care puteți avea o relație, dar trebuie și voi să acționați la timp cu responsabilitate, cu onestitate, cu fidelitate, să fiți mai fideli, poate, da? Să fiți mai atenți și ce vorbiți, cui vorbiți, da? Să nu fiți atât, să fiți mai serioși, poate, da? Să nu mai vorbiți vrute și nevrute sau cu toată lumea, spre exemplu, da? Deci, și să profitați de ocazii, de oportunități, pentru că puteți avea, poate chiar prin intermediul muncii sau al călătoriilor, poate să fie și acest lucru. Da? Deci, trebuie să fiți leali, da? Fideli, în primul rând, fie ca femei, fie ca bărbați, să aveți încredere în voi, siguranță de sine, să folosiți oportunitățile, să aveți o gândire mai pozitivă, să acționați pozitiv, să zic așa. Deci, să aveți mai multă încredere în sine și acest lucru vă poate ajuta. Cam asta e ce văd și la a treia variantă, așadar. Deci, există șanse pentru toată lumea, depinde de fiecare cum acționează și cum reacționează. Eu sper că aceste predicții, aceste etalări v-au fost de folos, vă sunt de folos, vă vor ajuta să înțelegeți mai bine ce aveți de făcut, cum să vă comportați, cum să reușiți să aveți o relație serioasă, de iubire împărtășită, durabilă și care să ducă la căsătorie dacă acest lucru vă doriți. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!